Plățile așteptate în sectorul de creștere a animalelor au fost demarate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Instituția a informat că efectuează prin centrele județene plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna aprilie 2022. Suma autorizată la plată este în valoare de 1.397.896.079 de lei și se acordă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru solicitanții care au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile hotărârii de guvern numărul 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor cu modificările și completările ulterioare. Începând cu data 27 iunie 2022, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Mehedinți efectuează plata pentru ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor. La centrul județean Mehedinți avem înregistrate două asociații cu un număr de 150 fermieri pentru care s-au efectuat servicii de determinare a calității genetice. Pentru aceste solicitări, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultura Mehedinți a plătit pentru trimestrul 1 suma de 63.807 lei. Ajutorul de stat pentru serviciile de întocmire și menținere a registrului genealogic al rasei se acordă în sprijin de până la 100% din costurile administrative aferente întocmirii și menținerii registrelor genealogice, în sprijin de până la 70% din costurile aferente testelor efectuate de terți sau numele unor terți pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului, cu excepția controalelor efectuate de proprietarul șeptelului și a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui.